Să ne dezlănțuim, oameni buni. Ne amintim de discotecă. Prima discotecă lansată în lume în urmă cu vreo 60 de ani. Whisky a Gogo. Discoteca din România prin 90 a apărut. Și când a apărut discoteca din România, bineînțeles că toți românii au dansat pe piesa Alin, Alin. Sweet Kiss cu noi în această dimineață. Mă strig Alin, sunt un băiat vin și inecură de venin. Îmi plac fetele și manelele, discotecile și cișmelele. Alin, Alin, ești un băiat fin, te vreau lângă mine și după tine eu suspin. Tu mă faci să mă simt bine, sunt femeie lângă tine. Tu ești totul pentru mine, eu sunt numai pentru tine. Toate fetele mor după tine, nopți cu tine își doresc. Toate fetele mor după tine, pentru tine, fata, e ceva firesc. Fetițele mă caută că știu să le ocrotesc. Tot ce au nevoie doar la mine le găsesc. Pe băieții respect și știu că nu e drept. Sunt fără vina mea cu 5 secunde mai deștept. M-am îndrăgostit de tine, inima îmi bate piept. Cu Alin, 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 doar pe tine te aștept. Vreau ca tu să mă săruci și niciodată să nu uiți că a fost odată doar a ta, că a fost atunci iubita ta. Toate fetele mor după tine, țelul tău e să te distrezi. Toate fetele mor după tine, ochii tăi albani ceva firesc. Aplauze, vă invităm, vă invităm. Ne-a fost aici dot lângă noi. De Alin. Da, lasă-mă să zică. Mă cheamă Alin, apropo. Da, lasă-mă să zică. El este Alinul din viața noastră și cred că și-a dorit dintotdeauna să vă mulțumesc pentru această piesă. Pentru această piesă, într-adevăr. Vă mulțumesc că e cel de-al doilea nume, Alin. Beneficii sau... Cum? Beneficii? Beneficii după piesă, da, mai îmi spun uneori fetele, tu Alin, Alin. Da, inima tu mi-o Alin. Da, inima tu mi-o Alin. Că e băiat fin. Da. Și ești, nu? Da. Ești, da. Da. Așa pare. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Să facem cunoștință cu trupa Sweet Kiss. Anul ăsta ați fost la toate petrecerile Nostalgia. Mă rog, anul trecut, acum, când se putea, ați fost la toate petrecerile. Acum un an. Da, înainte de pandemie. În 2019. Înainte și după pandemie. Da. Sau, nu, stai, nu că când suntem în pandemie. Vreți să facem cunoștință cum trebuie. Cum trebuie. Noi suntem Liza Fereșteanu, Irina Pavlenko, Irina, Nicoleta Neni, Laurențiu Vasioi, Bianca Patrici și Bianca.
Și Angie Cobus, pardon. Mai, noi voiam să facem cunoștință cu trupa Sweet Kiss, pentru că vă ascultăm dintotdeauna, ca să zicem așa, și ne-am dorit dintotdeauna să vă cunoaștem live, face to face, și să vă felicităm pentru toată perioada asta minunată pe care ne-ați oferit-o. Mulțumim frumos! Da, mulțumim, o să mai urmeze o perioadă frumoasă. Sperăm noi să reînceapă cât de curând. Avem deja multe contracte semnate care au rămas de anul trecut. Da. Din păcate, din martie de anul trecut am rămas cu ele, dar sunt semnate și trebuie să le onorăm imediat ce începe treaba. Ați umplut discotecile și în anii 90, aveți vreo amintire de atunci când erau români prima oară la discotecă? Una, tu vorbești serios? Da, avem foarte multe amintiri. De exemplu, dacă ți-aduce aminte de Costinești, da? Mega discoteca, Ring, Costinești. Nu cred că a fost artist. Ați ratat Luna. Exact, da, n-am ratat, nu. Mi-aduc aminte că într-un weekend am avut vreo 9 cântări. Și la ultimul n-am mai ajuns la o, mă rog, o discotecă pe... Cred că era vreo 4 dimineața. Da, pe la vreo 4 dimineața nu am mai ajuns. Era undeva pe autostrada Pitești, da. O discotecă. Bine, plecam foarte greu de la un concert la altul pentru că erau foarte multe bisuri. Și erau, îți calculai un timp și spuneai, gata, onorez 5 concerte și seara asta. Și nu terminai niciodată când trebuie. Bine, să mai lăsa și cu haine rupte, mă rog. Asta era, asta da, dura da, mai mult, de fapt. Așa e, da. Haideți să vedem și cum era acum vreo 60 de ani la prima discotecă din LA. Avem câteva imagini pregătite în acest sens. Ia să vedem. Cred. Sunt curioasă, îți dai seama. Avem, nu? Din discoteca Whiskey a Go-Go. Ia uite. Ia. The motto, the cats erau. Ia, The Cats, acolo. Da. Așa, așa era și la noi, nu? În anii 90. Asta era, așa arăta discoteca. Da, fix așa, nu? Da, fix așa, da. Da, da, da. Oamenii stăteau la rând, civilizat, bineînțeles, stăteau la rând, cumpărau bilete. Așa se vede în poză, da. Da. Bravo. Iar aici, nu? Da, mai punctă ce trebuie. Go-Go Girls, iată-le. The Go-Go Girls, ele da. Sunt, ele chemau clienții la dans. Da, animatoarele care sunt și astăzi în cluburi și discoteci, nu? Sunt mai, da, da. Nu mai au haine. Ce mai avem? Mai avem? Haine. Bun, perfect. Vreau să vă mai întreb ceva. Ați fost, aveați și 9 cântări pe zi. Laurențiu, pe tine am să întreb, câți bani ați făcut? Mulți. Spunea că nu-ți mai aduce aminte. Fără număr. Bine, atunci, na, mă rog, veneam cu sacoșile acasă. Dar așa, pe bune, serios? Am mărci și dolari, nu? Da, da, așa era. Eu am crezut că e legendă treaba asta, am tot auzit. Nu. Știm și trupe mai mari care mergeau cu valiza. Pentru că eram atât de ocupați, nu aveam timp să ajungem la bancă repede. Și să-i numărați. Da, banote de un rău. Întotdeauna era la sfârșitul lunii, știi? La sfârșitul lunii. Și ce ați făcut cu banii din perioada aia? Ei, și tu. Da. I-am investit, îți dai seama, în apartamente, în mașini, în studio, în piese, pe scenă. Foarte mulți bani am investit în trupă, în primul rând. Am reinvestit. Da. Tu ai fost plecată din Nicoleta și în străinătate. Da. Unde ai fost și ce ai făcut acolo? Bine, eu am stat mai mulți ani în Italia, după care m-am întors în România un pic și am plecat în Anglia. Am stat 4 ani în Anglia, am avut un restaurant acolo, l-am închis pe 9 martie, înainte de pandemie, pentru că mi-a expirat contractul și deci am avut un mare noroc. Da. Da? Nu am vrut să mai continui pentru că aveam planuri să mă întorc acasă. Am foarte multe contracte cu trupa și nu numai, am mai multe proiecte și am avut un plan să mă întorc. Trebuia să semnez acolo pe 10 ani în continuare și a trebuit să aleg. Și mi-am luat familia și... Oricum, nicăieri nu e ca acasă, deci e cel mai bine. Deci nu mai scapă de noi și în următorii 20. Și în urmă cu 20. 2 ani ați reîntregit trupa. V-ați gândit să vă... Bine, da. Cu 2 sau cu 3, nu? Cu deja 3. Prin... 3, cred că deja. În 2017 deja cântam la un mare eveniment la Cluj cu artiști internaționali, deci... Și ați scris și o piesă recent? Da. Da, Verde Garofiță. Verde Garofiță. Am filmat în pandemie, ca mulți alți artiști, fiecare la căsuța lui. A ieșit un clip foarte frumos, colorat. Verde. Și, da, exact. Eu am filmat și în grădină în Anglia. Ok. Păi suntem curioși să vedem și noi imagini. Cred că avem pregătite în acest moment câteva imagini din videoclip. Hai să le urmărim. Aici ai Nico în Anglia.
și o grădină. Și aici grădina mea. Pe mine m-a ajutat și băiatul meu. Da. Să nu aveai voie. Să nu aveai voie. E clar din imagini că ați filmat videoclipul în perioada când n-aveam voie să ieșim din casă. Da, cu exact, telefonul. Da. Cu telefonul. Nu am avut lumini. Eu așteptam să iasă soarele. Zic, care soare? Că ploua în continuu. În Anglia acolo, îți dai seama. Da, da. Păi noi mereu făceam. Nico, azi cum este vremea la tine? Înregistrezi ceva, își filmezi ceva? Stai puțin că o anunțată și de mâine. Mâine e soare. Bine, hai. Până la urmă, tot pe umbra am filmat, așa că... Ați filmat cu telefonul ce s-a ocupat de montaj? La în colaborare cu Ionuț de la România, cu care sunt foarte bun prieten, și el m-a ajutat foarte mult la montaj și vreau să-i mulțumesc pe această cale. România, Crâșmăriță, băleleu! Bătuțar Dumnezeu! Doamne, câte amintiri! Avem un joc pregătit pentru voi, pentru că vorbim de discoteca anilor 90 cu muzica voastră. Vrem să vedem cât de cunoscători sunteți ai acelei muzici. Bătălia se dă între voi, da? Și trebuie să ghiciți titlul piesei sau artistul sau trupa. Ah, perfect. Da? Suntem pregătiți? Suntem pregătiți, ia. Azi 20, inima te cheamă. Piesă făcută de noi. Păi, cine a zis prima? Laurențiu. Bine, nu, ideea că noi suntem gălățeni. Noi cu Azi 20 chiar am... Chiar în aceeași perioadă. A existat o anul. Piesa? Bine, nu mai... Da, nu mai... Dar nu mai spun, dar piesa asta e făcută de noi. Nu. Inima te cheamă, trebuia să fie piesa voastră. Nu trebuia să fie piesa noastră, nu. Este făcută de Laurențiu cu Nic de la NND și cu Cristina de la Azi 20. Trebuia să fie, de fapt, un fit, ca să spun mai exact. Să fie un fit. Între și n-a mai fost. Și de ce n-a mai fost? N-a mai fost. E ceva la mine. Pentru că noi trebuia să scoatem Alin după. Asta era. Bine că ai ieșit Alin, că mie mi-a plăcut. Și ce au zis ăștia de la Azi 20? Lasă-mă că le ajunge un hit de cele mai trebuie. La stânga pe mine, Body and Soul. Așa. Da, Body and Soul. Am spus Body and Soul, la stânga pe mine. Da, mă, da, ui, fără să vrei la data femeie. Laurențiu. Ceva mai greu dacă aveți, că ăsta e prea easy. Regia, ceva mai greu acum, cea de-a treia piesă. Macho Man, Genius. Doamne. Mai avem o piesă mai grea de atât? Și ce faci mai da, măi. Cine? Asia. Bravo, Irina. Avem punct la Irina în registrat acum. Vezi că am spus și eu. Eu am fost prima. Da. Ultima piesă. Nu mai joc. Elei. Da. Am eu o altă întrebare. Cum îi chema pe membrii trupei Elei? Liviu Vârciu. Că Liviu a fost colegul meu de clasă, da? Deci Liviu Vârciu, Adrian Zaina, Zaina și al treilea mereu lui. Aurelian, parcă deci erau Aki și Waki, parcă. Da. Așa, bravo, da. Aki și Waki, Elei. Laurențiu a făcut cele mai multe puncte, prima răspuns de fiecare dată. Și de ce? Pentru că noi de obicei gândim mai greu. El e cu ce se mai deștept, înțelegi? No, m-am trezit mai de dimineață, de la 4. Sweet Kiss, da, Sweet Kiss, avem discoteca în suflet, o purtăm cu noi.